plecați sau mai veniți înapoi? A, sunteți cu poliția. Cu poliția. Auziți, dar plecați acum sau? Vreau să întreb. Să trăiți, să trăiți, să trăiți. Plecați sau vă întoarceți? Da, haideți că vă aștept. Da? Să trăiți, să trăiți. Să vă pune și centura. N-are treabă, e centrala spate. Pentru ei legea 75 nu este valabilă și drapelul României l-a pus exact invers. Exact invers l-a pus. Ce de scări. Ce de scări, mă, fraților. Fără rampă, fără nimic. Ia ce aici. Să face cu primăria. Aha, condic. Lăsați-o, doamnă, acolo, că lipsește toată. Păi de ce să vă rugați? Păi, dar unde sunt angajați funcționari? De unde vă mai după masă. Dar ce se întâmplă? De ce nu se semnează condica? Cine sunteți dumneavoastră? Cine sunt eu? Da. Un cetățean. Dar comunei noastre? Nu. Vă întreb, ca și funcționar. Așa, și? Condica, de ce este goală? Primul rând, cine ești dumneata? Nițu Robe Gabriel mă numesc, cu cine am în ala? Așa, și de unde sunteți? Din Buzău. Și ce căutați la noi? Vă adăm dacă se mă rog. Exact, uitați că domnul a știut. Vedeți, suntem ca la... Știi, zici și câștigi, spui și răspuns. Dumneavoastră cine sunteți? Ca să știu adică cine a luat condica, că o să chem poliția. Nu am să cum să stau cu dumneata de vorbă, nu te cunosc, n-ai nicio legitimație. Cum? Ce uite ce tupeu are doamna. Ei, ce să spun? Nu ți este doamna rușine că ești plătită din bani publici. Dumitare, nu ți-e rușine să vii așa codorând tronc peste noi? Cum adică codorând tronc? Așa cum faci, așa cum faci, ca dumneata de la Buzău la Teror, la Provida, vitești. N-am voie să vin? Eu am avut clienți, m-am venit la... A avut clienți? Dar ce este afacerea dumitare aici? De fapt, da. Dar ați transformat primăria în afacerea... Serios? Serios? Doamnă, din ceea ce am văzut, o să fiți dată pe mâna legii. Foarte bine! Și... O să chem poliția să vadă condica aia. Care a ascuns dumneata acolo. Pentru că aia se numește delapidare și a pus în serviciu. Da, m-am furat banii sau... Pentru că dacă nu veniți la muncă... Nu mai filma, că nu mi-e frică nouă de chestii. Și eu tot și pe ăsta. Deci, bătrânul Alexandru... Fii dacă a luat domnule condica care mi-a semnat, a băgat-o la... Serta. E treaba dumneavoastră, domnule, că am băgat-o la serta. Ia să anunță voi poliția, să vedeți cine ești dumneavoastră. Ia, anunță, doamnă. Ia. Nu pot să... Cine e, domne, deci nici nu mi-a spus cine e? Haideți, intrați în bilo la domnul primar să vă legitimați și vreau să știm și noi cu cine suntem de vorbă. Bă, ce faceți, domnilor? Tot cu muntea? De unde e, domnule? Dar ce gădură la dumneavoastră aici? Dar ce gădură la dumneavoastră aici? Nu știu, domnule, nu v-ați venit să vă spun, că nu știu, a zis că e din Buzău. Doamnă, unde e condica? Deci te rog frumos să închizi telefonul, că nu te interesează pe dumneata, domnule, nici nu te cunosc, nu știu cine ești. Ați băgat un sertar. Nu e treaba dumneavoastră. Ce te interesează? Deci, dar ce te interesează ce e că nu... Păi era acolo pe... Și dacă era ce făcea, n-are, o și rupe. A luat-o și a băgat-o în sertar. Foarte bine a făcut. Dar o și rupe treaba dacă... Îi dăm poca, așa. Dumneavoastră aprobație ilegală. Da. Pentru că nu este semnată. Nu este semnată cu ora, cu tot ce trebuie să... Adică două, trei semnături... Primăria capitale, nu e primăria... Adică vine care cum vrea, pleacă cum vrea... Aici, da, așa e la primăria. Așa aici? Da, așa trebuie. Aha, păi să vedeți poliția și o să vin acum. Da, păi m-am întâlnit cu domnul polițist puțin mai devreme, nu știu. Da. Umbla cu fost aici, domnul vice sau cine era cu mașina. Da. Au plecat, se întorc. Deci, ca să-i se rezolvă o problemă. Da, și eu îi aștept să vin.
Păi și vin, vin înapoi. Da, da, da. Domn primar, eu vă invit să vă ferice. Eu vă invit să vă ferice. Păi am zis o fugă, nu știu. Să, cum nimic? După tricou, așa văd că pot banii nu e, că n-ai numai. Nu, nu, după tricou sunt... Sunt frumos, sunt gras, m-am mănânc bine, adică nu bine alimentat. Domn primar, eu vreau să vă feriți, că am văzut că aveți în comună toate utilitățile. Avem pe dreapă, avem. N-aveți nimic. Da, de la pământ. Uite, rechimim. Dar știți ce n-am înțeles eu? Acum așa. De ce... De anul trecut strângeți tot gunoiul ăsta, așa, strângeți după peste tot și l-ați depozitat acolo, lângă... Unde l-am depozitat? Păi lângă lac, acolo, n-am fost eu acolo. Nu, acolo. Nu, după aceea, uite, avem contracte cu Polarii, cred că mi-a făcut două. Aveți contract? Da. De 1 miliard. Amenzi v-ați luat, de la Garda de Mediu până acum? Amenzi. Avem. Și de la Apele Române v-ați luat da, și da. Păi parcă până martie aveați terminul ca să rezolvați acolo. Am expirat. Verde, cu ce tu, cu domnule, că nu știu. Părintele meu ia un regizor. Poate că mai domnul e activist de mediu. Mă dai afară acum. Nu, mă dau o săptămână. A, mă știi dumneavoastră? Poate să dai o săptămână, dacă nu te împurci, că eu ce dau. Nu, dar acum, sincer, haideți cu mine să vedem gunoaia. Nu merg, unde se merg? Păi unul cu roșie în comună asta, nu? Se merg cu dumneavoastră. Dar de ce le-ați dus acolo, astăzi, din toate, tot, ce e acolo, ce faceți? Creșteți gunoiul, ce faceți acolo cu el? Creșteți gunoiul. Păi ce faceți, domn primar, acolo? Adică l-ați amestecat cu pământ, ați pus acolo. Nu, nu, nu. Cu buldo excavatorul, cu atunați după peste tot, duciți acolo. Adică ca un... Ați văzut cum fac motanii ăștia, le ia, după, bagă asta, pă. Și ce face dumneavoastră, viața la țară? Viața la țară, lasă mediul de încolo de mediul. Opa. O, să trăiesc, domnul vice, ce mai faci? Avea nevoie de poliție, eu, dar nu știu, a plecat. Era sigur, să trăiesc. Mă preocupă gunoiul ăsta care l-aveți aici, asta vorbeam cu domnul primar. Zic, ce se întâmplă, domnule? Chiar unde? Așa? În ce zonă? Că nu păi la, lângă lac, acolo. Lângă... Lasă, domnule, că stă bine acolo, așa nu mai... Stă bine, nu? Stă bine, tăi de ridică, nu poate, poate... În comparație cu alte localități, bine. Este foarte bine. Tocmai asta îi spuneam, domnul primar, că de anul trecut o strânge și îl depozitează acolo, adică știi tot satul, nu că... Ia că nu că ar fi vreun secret, înțelegeți? Avem un contract cu Polarisul, când se face... Am înțeles chestia asta. Și le-a de acolo? Îl ia cu pământ de acolo? Îl ia cu absolut tot, deci plătim la kilograme, câte factura avem... Un an de zile țineți acolo, adică îl adunați, îl lăsați și nu l-a luat până acum? Sau ce să... N-aveți bani sau...? Banii încercăm să strângem, să luăm. Da. Treceți de la populație. De la populație? Da, acum ce vreau, m-am uitat la biserica acolo, tot acolo, lângă, lângă lac, ați văzut că e biserica aia frumoasă. Da. I-a zburat tabla, i-a zburat... Nu i-a ajutat și pe oamenii ăștia, adică... Bă, da, anual s-a alocat niște fonduri. La cererea fiecărui preot. Și ați alocat pentru biserică? Dacă se cere, li se dă. Deci cum să... De ce? Păi și ce, trebuie să ceară părintele sau ce? Da, da, să fac o cerere. Dar dumneavoastră ați alocat în rectificarea aia, adică... Avem bani alocați pentru biserici. Câți bani au fost pentru? Nu mai știu. 40.000 de lei, 50.000 de lei pentru toate bisericile. Păi anumal, cum vă explicați că n-au bani să acopere biserica? Și bine că acolo vor să facă mai multe lucruri. Da, și o sală cu mese pentru parastase. Cum v-a spus domnul consilier, avem un proiect de... Explică domnul profesor, transmigarul ăsta care... Avem proiectul făcut. Să se aprobe și... Nu ați înțeles. Da. Să vă aită părintele că nu i-ați dat bani. Părintele? Da. Am înțeles acum, deși... Unde au ajuns banii aia, care spune-mi asta, că s-au rectificat, s-au dat la... Că la el n-a ajuns, știți de ce n-a ajuns? Pentru că acel cont care îl are biserica e închis din februarie. Dacă v-ați interesat de foarte bine. Păi, vedeți, eu am urechile extrasensoriale. Foarte recentim. Haideți, domnul, predați puțin drumul la ecoziția, că e cam cald. Dar, băi, de-aia cu de-aia, noi suntem cu agricultura pe aici, nu... Da, știu că aveți societatea agricolă, aveți pe aceea. Păi, dar mor de foame. Sunteți boieri, știu. Mor de foame, fără. Dar dacă vine Iisus pe la dumneavoastră, pe acolo, vă luați sancțiuni, dacă îi trimit pe ăștia de la Iisus.
Adică la afacerea dumneavoastră acolo. Să iau tantion? Sau să trimit mai multe instituții acolo. Păi și ăla că te-ai vrea să mă atacă? Dar eu n-am afacere. Eu n-am afacere. Păi nu poate dacă te ocupi cum vrei de trăi, dar de voi bani, asta e tot afacere. Că știi dumneata bani după urma la asta, nu te gândești. Da, câștigi, câștigi bani degeaba. Uite, am muncesc că te-am transpirat aici. Mă duc ca întreabă, că dacă n-am întreabă... Haideți mai stați că nu, suntem păi, cu... degeaba, poliția chiar dacă a plecat, aduc eu alta. Trebuie să vin la Alexandria, da. Respect sau cu dumneavoastră, respect, da, da. Trebuie să mă cunoște probe. Cu biserica, la... unde sunt banii care spuneți că i-ați dat la biserică? N-au ajuns, n-au ajuns, n-au ajuns acolo. Reclamă preotul că nu i-am dat bani. Deci n-au ajuns bani. Păi ați prins rectificarea și pe 2021 și pe 2022 în bugetul local, ați alocat bani și pentru biserici. Dar n-au ajuns niciun bani, săracul stă cu... Cu tabla i-a zburat. Păi dacă n-a venit să spună, să vede, pe mine nu-i bani personal, trebuie să vină o firmă, să nu știu ce, să... Păi nu, că e valor, banii aia să presupune că i-ați alocat în contul bisericii. Nu sunt în contul bisericii, sunt în contul primăriei. Când obții să facă rugarea, nu-i dăm lui să facă ea ceva cu ea. Aha. Să vedem, cam așa se presupune. Deci n-ați dat bani până la urmă, că una nu, e să... Nu, n-ați dat. Banii avem, dar nu i-am dat. Păi da, dar au fost alocați, cum au fost alocați dacă nu i-ați dat? Este buget. A, și îi țineți acolo la dumneavoastră. Ține, bă, bă, trebuie să vină da. să roage cineva, de, adică de la Patriarhie, eventual să vină vreun... Cu ce se caută? Ce se caută? Știu eu, prelat să se roage la dumneavoastră, genunchi și dați banii ca să pună și el acolo tablă pe biserică. Chiar am o legătură cu preotul ăsta la probie marihirea lui Caia Lanții 2 și am spus, gătește, domnule, că m-a țesitat cineva de uite, o tablă, gătește, o firmă, mi-a dat, te pricep cu ăstea, e greu pe biserică. Și văd că n-au venit să n-au venit, ei sunt de vină, să... Da, așa, că e, păi, dracu, m-a dat cauză de ei... Ce faceți cu cucurile ăla? Păi, vrea că trebuie, dracu, acum, acolo. Hai că am plecat cu sistemul dracu. Și uite ce își jură primară. Ce-ai spus, nu? Eu, ce-ai spus, dar nu mi-a dat și bătaia acum. A, bătaia, păi da, cu capul. Am fost trebuie, ta, la viața mea, știu că duminica faci gătare, dar azi în marți, adică... Am fost boxor, am fost de toate, am jucat la vaie. Din duminica până în marți au trecut două zile. Ce? Eu știu că la grătar acolo să mai bea o bere, o asta. De-aia n-am venit, că vreau să vin ieri, dar zic, bă, nu vin. La grătar? Că de obicei duminica mai mănâncă lumea, mai bea. Zic, vin lunea să-mi dea în cap. Azi în marți, azi n-ar trebui să fii recalcitrant. Da, hai că mă uităm la temă la dapă, că înceapă. Da. Da. Dar ce faceți cu gunoiul ăla? Că o să trimit acum toate instituțiile. Vedeți că la AP a spus că dumneavoastră sunteți cel responsabil. Și o să-i trimit eu iar. Trimite la mine. Da, bine. Da, domnul primar are bani. Ce să mai... O să-și ia sancțiuni. Deci cu biserica sunt locuri. Da. Trebuie să vii un plan bine organizat. Dar trebuie, băi, frate. Da, da, vedeți. Vreau să fac și eu. O firmă, cum a spus și domnul primar, nu dăm plan asta. Am mai dat planii trecuți și n-a făcut nimic. Pur și simplu... Pe care în anul... Andy, ani, nu le-am aici, dar avem niște documente pe spate. Da. A, și nu-i mai dați, să înțeleg. Deci să vină... Numai ca să vină și să aducă să firma proiect, să... Cu firma respectivă, adică noi dăm bani la firma, i-a făcut bani la procesul de recepție... Știți de ce? Că era o... Adică nu înțelegeam preotul, chestia asta. Pe când e preotul constructor. Da? Nu, știi el ce... El să vină cu propuneri cu... Eu nu înțelegeam cum, adică ați dat banii, dar de fapt n-au ajuns în cont. Adică asta nu înțelegeam eu, chestia banii asta. Banii sunt prevăzuți în buget. A, prevăzuți, am înțeles. Din biserici, din... A, și în cazul de fapt trebuie și să vină să facă un referat de necesitate. Să... Am nevoie de 10 table, am nevoie de fac cu firma respectivă. Da, adică da. Un contract făcut și noi onorăm plata apoi în contractul respectiv, conform contractului respectiv. Da. În contul respectiv al firmei dar care... Dar de ce în toată țara li se dă bani așa, la dumneavoastră e altfel? Pentru că e o hotărâre a Consiliului Local, bănuiesc. Mai veche și se respectă. Deci... Și cu gunoi dumneavoastră ce faceți până la urmă? Adică... Deci dacă mai veniți data viitoare, nu mai găsiți. Veniți peste două săptămâni. Pentru că astea nu vine polarii sub fiecare zi să încarce... Păi nu, domnul, deci acolo este și se vede că și împins cu estavatorul. Și acolo de mult. Haideți să vă spun eu. Deci, da. Primit așteaptă puțin. Da. Deci gunoiul ăla care l-ați văzut sau poate... Am fost așa, acum și l-am văzut chiar lângă lac. Ăla e strâns de 10-12 ani, tot așa. Dar văd că de mult am văzut... Opera, mai aveți și îngropat. Mai, chiar, deci mai aveți și îngropat tot lângă lac, pe lângă țeava aia. Adică de la Revoluție cam tot acolo s-a pus. E o groapă de gunoi care a fost de, când e acolo, nu știe toată lumea. Și un lipsă de, eu știu... forță, să zic așa. Să duce acolo. Să duce acolo, adică am stat și noaptea la pândă, mi-am făcut și dușmani. Nu, când dar dumneavoastră trebuie să... N-am avut un dușman, acum tot pe linie de gunoaie, de curiție,
mai departe. Dumneavoastră trebuie să montați acolo camere. Adică, bine, ați venit aici, că ați venit la punctul ochi promovit. Așa, știți, basă, cum ați venit deja. Dar uitați-vă la Segarcea, auziți? La Segarcea Vale, lung casaele, pe marginea șoselei, domnule. Deci... A, doamne, deci dumneavoastră acum mă trimiteți la altceva. Nu, 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 nu pot trimite la altceva. Da, ați venit de la turnul spre Plop, da? Uitați-vă și dumneavoastră. Tine ziceți că am venit de acolo. Eu am venit spre Roșiu. Despre Roșiu. E, îmi merge și mai departe. Dar poate nu vreau să merg mai departe. Poate vreau să mă întorc în Roșiu. E un caz fericit că pe marginea șoselei ne-am ocupat de curățenie. Nu, știu și lumea e needucată, e needucată. Am încercat să facem tot ce e posibil, să readucem cu picioare pe pământ. Dar sunt oameni de 60-70 de ani care toată viața au făcut asta. Și ce le-am acceptat, le duce, îl încărcăm, îl ducem la Polaris. Uite, avem documente. Păi da, dar acolo este dus cu remorca primăriei. Eu am tot satul martor, care spune că permanent acolo duce remorca primăriei cu tractorul cu asta. Adică e aici 10 gunoaie acolo, 10 le punem. Le adunați dumneavoastră și le duceți acolo. Și de acolo le încărcăm și le apolăm. Păi, tocmai asta v-am și spus. Da, adică nu puteți lăsa câte 10 gunoaie la fiecare 10 metri. Da, vedeți dumneavoastră că ăla nu-i de, adică e din mult, exact cum am și spus, și amestecat cu pământ. Eu nu știu cum o să ia Polaris cu pământ. Doar ia, dacă eventual să-l îngropați și pe ăla. E vorba de cantitate. Cu cât mai mult, cu atât mai greu, cu atât mai mulți bani la Polaris. Da, nu, ideea este că este cu pământ, e cu pământ. Și cine dă foc acolo? Că am văzut și incendie. Foc, de multe ori a luat foc așa, deci neprevăzut. Dar de ce vorbesc? Vorbeau două babi că zice, îi trimiteți dumneavoastră pe aia de la ajutor social să dea foc eu pe acolo. Eu n-am cum să. Tot băieții ăștia care ne cântă pe Facebook, tot aia vă tot aia, nu? Că știm și noi pe aia, dar ce să facem? Asta e... Da, informatori sunt în toată țara acum, să știți. Mai ceva ca securitatea. Știu. Cum ați făcut ceva, cum văd în primire? E bine așa, să știți, că abia mai avem și noi de lucru. Adică noi suntem cu reclamație, știți? O mână nu e așa de murdară cum vă așteptați că o găsiți. Asta vă spun la început. Luați-o așa de la Beciu, domnule, până la... Da, acum am văzut mult praf, mult, alea ce ați mai fost, ați terminat practic din proiectele vechi cu asfaltatul ce a mai fost. Da. Dar sunt multe străzi, adică neasfaltate, nu există canalizare, nu există... Avem un gaz, trotuare, 1,7 km depus prin Angel Salini, prin așa, și urmează cum din octombrie să începe să ne dea finanțare și să ne apucăm de treabă. Deci mai sunt 1,7 km. Da, da. Avem 1,7 km în toată localitatea, din 33 care sunt toți neasfaltați. Urmează. Dacă mai vin și la din post să vedeți că nu mai e un petic de... Acum e dezastru și cu praful, nici nu prea plouă și astea. Dar ce se întâmplă cu condica asta de prezență? Pentru că am văzut 3 semnături fără nicio oră, toată este goală. Condica de prezență? Da. Eu o verific zilnic. Păi ia, merge să vedeți că este la doamnă. Aici a luat băgat-o în sertar când a văzut că... O să o verific. Și de ce? Pentru că dacă nu sunt prezenți și pleacă când vor și vin când vor, când vor... Deci eu, acum țin evidență la cine e concediu, că sunt 4-5 colegi care sunt în concediu. E CEO, concediu din, adică pur și simplu, care nu a semnat, dacă ziceți că ați luat 2 semnături, 3, poate s-a îmbolnăvit, are certificat medical, vine cu documentul și... Da? Da. De-aia a luat-o și acum pot să pun lipsă. Eu am filmat după alt telefon, toată asta. Nu pot să-l pun lipsă, pentru că nu știu situația. Da. Când vine el când vine trebuie să semneze ora de intrare și când pleacă ora de ieșire. Da. Altfel înseamnă că aici e stână fără câini. Adică pleacă când vor și vin, deci, când vor, banii și iau complet, dar serviciul prestat e... Da, eu trebuie să plec la Alexandria. Da, domnule, gata, vorbiți, da. Merg niște probe dracu. La DSP, care este vital. Nu e bunul nici apă. Auzi, dar de ce duc ăștia vidanjile acolo toate în râu? Care vidanjele? Vidanjele din sat aici, toate vidanjele. Nu mi-amintesc mult. N-am văzut niciodată. N-am văzut, n-am primit, nu știu. Să prinde și pește acolo, am văzut. Da, n-am văzut, nu știu. Să prinde și pește. Ia vedeți cu Condica, verificați-o, că-i doamna. Nu, Condica vă spun, Condica este la zi, v-am spus. E la zi. Haideți să vă arăt după. Ia, haideți ca să vă cânt. Arăm mai ce... Ia să vedem Condica. Vedeți că am venit cu domnul Vice și mi-a arătat și Condica. Tot spuneați dumneavoastră că nu știi cine sunt, că cine sunt, că ce vreau. Că... Ai văzut? Ia să vedem. Ce o, toată lumea este în concert. Da, da, ora, aici vedeți, n-a trecut ora. Deci multe nu sunt trecute ori. Sunt semnate, dar nu sunt trecute ori. Să țină o evidență, da, cu multe, concert. Concert. Dar vedeți ora intrare, ora ieșire, lipsă. Poate avem la 7 dimineața, avem mai devreme de pomeni. Aici este, aveți monitorizare video și dosar de valoare trimis la primărie? Da? Aveți dosar de valoare, nu? Da. Bun, nu mai chem poliția, o să verific prin dosar. Da.
să vedem după ultime 30 de zile. Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Deci să trăiți. Așa, uite, sănătate. A fugit și poliția, da? Că știa cine a zis, a spus că mă știe domnul și așa. A fugit pentru că știa că am nevoie de poliție. Uitați-o cum a trecut doamna Mariana și Polinic continuu și pe... Care i-a treabă? Uite pe unde a venit doamna Mariana, uite. Uite, 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 gata să dea, uite, i-a dat și în oglindă domnului consilier. L-a lovit cu oglinda pe domnul consilier. Uite, profesor, doamnă... Aoleu! Doamnă, dar pentru dumneavoastră nu există... Pentru el nu, dar pentru mine? Ce-mi faci? Păi... Dacă te accidentam! Păi l-ați accidentat, ați trecut pe linia continuă, ați trecut pe trecerea de pentru pietoni. Am văzut. Ce avem de făcut? Haideți să-mi vedeți, o să vă dau la poliție, doamnă, să vedeți, să vă mai civilizați pe partea asta rutieră puțin. Da, da, dă la poliție, că nu se poate așa ceva. Ea n-are ea treabă, n-are nicio problemă cu regulile de circulație. Sunt la poliție, la Turnul Mugurele. Poliția Turnul. Bună ziua, mă numesc Nițurove Gabriel și solicit sprijinul colegilor dumneavoastră în localitatea Plopii Stăbilești, chiar pe drumul vis-a-vis de biserică, la unde este lacul. Adică e o groapă ilegală. Se astupă gunoiul, se îi fac incendieri. Și acum ce se întâmplă? Păi, să constate personal, tocmai asta vă spun. V-am întrebat ce se întâmplă în momentul ăsta. Dom'le, este OG 38, nu înțelegi că oamenii ăștia astupă gunoiul. Nu, v-am întrebat să întâmplă ceva în momentul ăsta. În momentul ăsta nu se întâmplă nimic, vreau să vină poliția să constate personal, să întocmească un proces verbal privind groapa de gunoi ilegală și incendiere care se fac în această zonă. Deci, în Plopii Stăvilești, vis-a-vis de biserică, este un drum. În statul Plopii Stăvilești, da? Să mă sune, domnule, colegii, luați numărul meu de telefon, să mă sune. Ia spuneți-mă. 0767 da? 628 965. Și o să le dau exact cu stradă, cu tot, da? Mai spuneți toate numele noastre, vă rog. Nițu Robert Gabriel. Nițu? Robert Gabriel. Bine, domnule. Bine, mulțumesc. Da, da, ok. Salut. Tu ești aici la... Ce faci, văruiești? Le faci pe toate. Și cu varul, și cu vândutul. Mi-e sete de zici că aș bea un cazan cu țuică. Dar nu mai ai decât ce să vede, că așteptăm mari. Ce? Să bea rău aici. A, să bea rău, a? Nu mai am ce să beau acum. Pentru că ce să vede când răspui altceva? Sucuri. Păi eu beau băutură toată, ce să fac cu sucuri. Dă-mi, te rog, o apă plată după acolo pe care vrei tu. Rece, o leacă de viață. Așa, și dă-mi de palet ce ai pe aici. Astea ce sunt? Nici de-astea n-am mai, nici pișcotele astea n-am mai rămas. S-a vândut tot, bă, frate. Faceți... Radiază tot. Dă numai apa, dacă n-ai ce să-mi dai așa să mănânc. Ați vândut tot aici. Asta e caietul cu datoria. Eugenie biscuiți, gume. Ia uite biscuiți aici. Aveți, da? Aoleu, s-au pus muștri pe biscuiți. S-au pus muștri pe biscuiți, uite. S-au pus muștri. Luați-le de acolo.
Așa, dați cu mâna. Dați cu mâna. Ia uite. Aoleu, ce sunt aia acum? Am crezut că e vitrină de aia, bă, frigorifică. Nu știu, aș mai lua ceva, dar nu... Nu știu ce să iau. Ia dați și mie niște biscuiți de aia. De aia care s-a pus musca pe ei. Da, puneți așa de... vreo 2-3 lei. Dar de fapt nu mai puneți că... mai rămân bolnavesc. E și cald aici. Dați-mi pixuri. Dați-mi. Cât este? Un leu. Un leu? Ați aici. Tixuri mi-am luat, apă mi-am luat. Restul mi l-ați dat. Da? Ia uite ce de muște. Ia uite, e plin asta, uite. Uite, e plin de... Și unde a venit atâtea muște aici? Nu știu. Uite. Una, două, trei. Aoleu, vă mănâncă muștele, mă, fraților, aici. Ia uite. Și pe aici la fel, uite, pe ăsta, uite, numai muște. Pe toată... Pe voi nu v-a văzut nimeni pe aici? Cine să nu? Ha? Păi de ce pe aici am plăcut controlul? V-a văzut, nu? Da? Dați-mi și mie bonul, că am uitat să vi-l cer. Că eu trebuie să-l cer, că așa zic. Eu nu sunt nevastă mea și ca să-ți dau eu nu prea băgă nasul la casa. A, nu vă băgați nasul. E soția. A. Deci nu dați nici bonul. Păi nu știu să umblă băiatul, dacă e nevastă mea. Aha. E plecată la turnul și vrea să zugrăvi și vindeți marfă. Da. Da, am înțeles. Oh, terasă aici, toaletă, fosă septică. O duceți bine, domnilor. O duceți bine la țară aici. La țară. O duceți bine. Mai dai cu var, mai... Da. Cum se numește societatea comercială? Că n-am văzut niciun afiș pe nicăieri. Nicosan. Nicosan? Da. Da. Bine, domnule. Ce zice anunțul ăla? Că primiți bonuri pentru pâine sau ce zice acolo? Anunțul ăla. La pâine. Grâu. Frutăria primește grâu. A, e schimb de... Haideți că faceți... Dar să puneți și firma acolo sus, cum se numește, cum astea, da? Da. Bine, domnule. Spor la treabă și cu berea și cu... Sănătate. Plecați? Nu mai stați? Mă duc să iau ceva la răză. A fugit. A fugit omul ăsta. Cum a intrat domnii, da bine, erau misiuni. Haideți domnilor că de când vă aștept. Ați plecat, ce ați făcut că tot aici. În ocazia asta, tot... vedeți noastră că reușim să ne și cunoaștem. Da, să trăiți. Am onoarea să vă salut, agent șef cu joacă Nițu Florin. Nițu Gabriel, vă rog să dați drum. Ne bucurăm de cunoștință. Am venit. În afară de faptul că vă vede doar pe intermediul TikTok-ului și altele. Da. Ia spuneți să ne vorbim cu ce vă ajutăm. Da, deci am cumpărat produsele astea. Vedeți, sunt două camere acolo, monitorizarea asta comună. Da, vine, da? Le știu. Da. El a fost anunțat. De cine? Da, eu sunt urmărit acum, înțelegeți unde mă duc. Eu am cumpărat produsele astea și domnul nu mi-a dat bon sub nicio formă. A zis că, nu știu, el mi-a vândut vărul. Ia uitați, a lăsat și nevăruit, da? A fugit. A fost anunțat de cineva, de pe unde a fost anunțat, probabil de la primărie.
Mă zic să vedeți și dumneavoastră cum este închisă ușa. Adică eu am cumpărat și nu mi s-a dat bun. Înțelegeți? Sunt situația asta o să... Omul... Ia, verificați să vedeți dacă e deschis. Da, seama că nu trebuie să... Nu, dar numai să... Nu, de ce? Uitați. De ce este închis? De ce este închis? Vorbim de Sergio Nicosan. Da? Asta e societatea. El a zis că... Că nu știe el să dea bonuri, că nevasta a plecat, că nu știu cum. Da, într-adevăr, administratorul este o... Da, da, știu, dumneavoastră știți foarte bine că evaziunea și astea de sunt... Haideți să vă arăt, ca să nu mai... că nu vreau să vă rețin mult. Sunt convins că aveți treabă. Siguranță să știți că avem. Tocmai de asta. Vă arăt două lucruri. O groapă ilegală și incendieri. Atât. Și cu asta nu vă mai deranjez cu nimic. Sunteți pentru prima oară la noi în zonă, da? Da, asta pentru prima. Ne mai cunoșteam, ne mai... Ei, eu o să mai vin, dar poate până la localități. Cu siguranță. Da. Se face plăcere. Ca atare, venim pe da, haideți, 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 haideți. Este o lege în vigoare, este să numește 107. Înțelegeți? Privind poluarea râurilor, apelor. Ia uitați aici cum se poluează, da? Deci toate chestiile astea. Ei au mai fost de la apelii românii și le-au dat termin până în martie. Noi acum suntem în august. Înțelegeți dumneavoastră? Bine că n-am nicio treabă cu... E greu să poată să salubrizeze zona. Le-au dat termin cu Consiliul Primăriei. Nu, primarului. Primarului și primarul o să răspundă. Dar eu v-am arătat ca să dați drumul, vă rog, da? Da, așa, ca să filmați și chestia asta și haideți să mergem la groapă acolo. Asta numai așa, printre altele, ca să... Domnul dumneavoastră să facă... de conștient. Aici e și de educația noastră, ca om, ca individ. Domnul polițist, o cameră aici, corect, panouri corect. Solare că s-au inventat și sancționați. Și de ce trebuie să fim noi așa? Da, normal că pentru nu trebuie să fim așa. Da, haideți ca să vă arăt sprava care o fac cei din primărie, adică ei strâng gunoi după aici, după unde strâng. E proastă de treabă, da, sau? Da, da. Păi și... nu plecați ca să vă ajutăm să faceți pana. Nu-i problemă, că mergi și cu pană. Mașina asta a învățat. Da. Drumul la cameră, incendieri permanente, da? Aici, uitați, plăți de azbăciment, asbest, aici la fel, HG92. 92, da. Da, domnule, aveți atribuțiuni. Și cu groapa pe OG38. Astea două aveți atribuțiuni de pline. Deci nu nicio... Haideți să mergem mai, da? Ca să prindim tot, să nu mai... Da, să facem curățenie, să termine cu... Și după care o să mergem după pod, în partea aceea acolo, să vedeți unde s-a și îngropat acolo. Acolo e îngropat deja. Și foc și tot ce trebuie, da? Ia uitați. Pe aici, nu știu, ia uitați. Ia foc singur. Plăcile astea de azbociment s-a prind așa. Vedeți că umblă zvonul, vorbeau două babi, le-am auzit eu. Le-am auzit aici în sat că primarul și ăștia, vicele, cinistra primăriei, i-a trimit pe ăștia de la asistența socială să dea foc cu bricheta. Înțelegeți? Deci astea nu ar singure așa de capul lor. Așa vorbea babile alea, că le-am auzit acum când am stat acolo pe canapea. Adică dumneavoastră să faceți anchete, înțelegeți? Domnilor, ia uitați aici, e foarte harnic primarul. Aduce din tot satul și îl basculează aici. El are impresia că eu sunt păcălici. Când spunea... Probabil că nu vă cunoaște suficient. Nu știu, bine că am avut noroc cu vreo 2-3 persoane care erau... Acolo când dădea și bătaie, cred. Ia uitați incendieri. Acum, când am fost la primărie acolo. Ia uitați, vedeți? Foc. Foc permanent. Uite, tot ăsta e foc aici. Dar și miroase. Vedeți că miroase a... Uite. Și știți ce se întâmplă? Adică... O să-i trimit și pe aia de la ISU. Că nu scapă... Nea primar. Ideea este că el trebuie să informeze cetățenii, să le dea pliante privind incendierile și toate chestiile astea pe perioada asta a verii și asta. El sunt convins că i-a informat pe toți. Să vedeți cât a ars în partea cealaltă acolo. La fel că au ars ciurlinii până la o casă, la un om acolo. Ia uitați. Ei zice că depozitează aici. Că depozitează aici, zice, și îl ia și îl duce, nu știu unde, unde să-l ducă domnul. Care ani de zile stă aici. Din aici 2000, sunt tone. Mii, sute. Și uitați, în fața acolo la fel. În fața acolo la fel și ca o groapă unde să...
Ia uite, urme, vedeți cum s-a împins. La buldoescavator? Da, buldoescavator. Aici trebuie chemată criminalistica să se facă plan și fotografice pentru că ei la stupă. Vedeți pământul ăsta? Îl amestec. Nu, dar adică să facă fotografii la urmele de la... Luați dumneavoastră o cameră și consemnați în procesul verbal că se împinge. Astea sunt de la buldoescavator. Ia uitați, pe tranșei să fac aici. Și acolo la fel, vedeți, acolo deja este băgat în groapă, nivelat și împins aici în groapă. Vedeți? Și să văd și aici urmele. Ia uitați, așa trebuie să arate țara asta. Așa trebuie să arate. Cu urme, cu buldoescavator băgat în groapă. La ăsta îi mai pune un pământ de la curat peste el. Ia uite, saci. Cu... Și cu asta, asta aici a rămas. Exact ca în partea cealaltă, peste râu, acolo la fel. Să vedeți ce a discuit, a arat, a semănat. Da, că este agricultor, are să lăuda la mine că le face pe toate. Haideți să mergem și partea cealaltă. Deci, deci aici vedeți, da, cum se împinge în groapă. Deci e o groapă, da? E o groapă asta. Se împinge, se nivelează, ia uitați, urme de la, de la buldoescavator, uitați, uitați aici, uitați, urmele, uite. Incendieri, uite, incendieri, da, deci toată zona aia. Haideți să mergem acolo, să vă arăt și acolo și... Domnilor, da, haideți să vedeți, aici e minunea minunilor, adică deja este îngropat, înțelegeți? Aici deja, exact cum am spus, primar gospodar, da, uitați, a arat, a discuit, a semănat, plastic, uitați aici, deci omul e cel mai gospodar, mai rar așa primar, și toată zona să fac și incendieri. Adică, ia uitați aici, agenții comerciali, da? După care, să dați drumul la, da, la că, după care, deci după ce se fac incendierile astea, ia foc pe aici casa. Direct. Și vin pompierii, dumneavoastră vă pune în alertă, da, păi da, ia uitați, gunoi, gunoi toată, da, și incendieri, gunoi și incendieri, și pe o parte și pe alta. Uite așa se joacă fata, uite, uite. Și mai puțin mai acolo e o casă, am văzut eu, puțin mai în față. Și aici la fel oamenii ăștia. Haideți să vedeți incendieri în continuare. Și aici e drumul ăsta care este arat, arat și semănat cu... Acolo unde sunt ciulinii sunt mii de tone de gunoi îngropați. S-au stupat, nu mai, acum ai... Deja este să duci în pânza freatică ce e acolo. Ia uitați, incendieri, da? Aici a luat foc deja. Vedeți cum a luat foc? Ia uitați, până la... Uite. Uite, uite ce foc a luat aici. Uite. Ca să pună în alertă Iisus, să vină oamenii aia, să... Câtă inconștiență și câtă bătaie de joc. Și acolo sunt case, uite. Acolo sunt case. Incendieri permanent. Puțin mai în față, la fel cum se împinge gunoiul, exact în râu acolo. Ia uitați incendiere aici. Domnul, vă dați seama în ce țară trăim? Ia uite, și la becuri, și la sticle, la tot a dat foc. În ce țară trăim? Și acolo toată porțiunea a luat foc, vedeți, nu? Ia uite, toată, toată zona aia, tot, 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 tot. Ia uite. El trebuie să pună acolo o cameră, acolo una și acolo una, să salubrizeze zona și cu asta, asta. Dacă vrea, dacă nu, eu nu știu cum a ieșit primar, de fapt, nu știu cum l-au ales oamenii ăștia. Eu nu știu cum l-au ales. Eu nu, nu-l alegeam. Mai avea puțin să îmi dea bătaie. Ia uite, cetățeni civilizați și-a aruncat pampersul la
boscheț. Ia uitați aici, vedeți? Astea toate, cum au fost ele, descuite, da. Toată zona asta așa, s-a duci roata acolo, astea au fost îngropate aici. Aici azi, că de fapt aici a fost prima dată. După aia ce s-au gândit ei, domnilor, haideți să strângem din sat, să ducem acolo, să facem o groapă ecologică. Ia uite, incendieri, toată zona. Și aici se împinge direct în râu, cu buldoescavatorul, cu... Ia uitați, incendieri. Ce frumos e descuit aici. Arat descuit, semănarea primare. Ești un profesionist, un agricultor de nota 20. Uitați aici, exact până râu. Uitați urmele de la buldoescavator. Exact până râu. Aici e râu. Aici. Lacul ăsta ce-o fi? Că nu știu, că o fi și zonă protejată asta, că am văzut numai pe partea cealaltă acolo. Și pe partea și pe alta. Râul ăsta e poluat și pe partea și pe alta. Pe ambele părți. Și uite, și se împinge, vedeți? Uitați urmele aici, de la... O să văd, da? De la buldoescavator. Cum... Da, cum ce e, la fel. Da, ce rugăminte am la dumneavoastră? Haideți până la primărie, cu oricum vă întoarceți acolo. Știți ce se întâmplă? Este o condică de prezență. Dacă acea condică nu este semnată în conformitate cu legea, adică să fie ora intrării și ora ieșirii din program. Semnătură la intrare, semnătură la ieșire. Se poate constitui dosar penal privind delapidare și abuz în serviciu. Așa spune legea. Înțeleg. Adică au mai fost, pe unde umblăm prin țară, s-au mai constituit dosare de acest gen. Și asta vreau să vă spun, că acea condică nu îndeplinește condițiile legale. Adică este în afara legii. Chiar viceprimarul mi-a arătat-o și am văzut cum nu sunt trecute orele. Astăzi, de exemplu, sunt 2-3 semnături și atât, fără nicio oră, fără nimic. M-a pitat pe asta? Da, și vreau să o las cu camera, da, cu camera dumneavoastră, să luați condica fiecare pagină. Da, și să faceți dosarul penal care v-am spus. Pentru că nu e legal. Adică nu vii la serviciu când vrei, nu pleci când vrei, trebuie să semnezi intrare, ieșire și cu asta basta. Și vreau să se verifice dacă primăria deține dosar de evaluare de risc. Câtă minte să ai subit să le pui aici? Da, uite. Asta e lumea noastră civilizată. Dar primăria, consiliul local, nu are contract cu nicio firmă? Ia uitați, domnul polițist, ia uitați televizorul, i-a dat fol la televizor acolo. Văd. Și uite, Pampers, asta uite, au contract, uite, Pampers și au contract, dar vedeți dumneavoastră, probabil nu ia tot sau nu pot să-mi dau seama de ce. Păi, sau o fi și mai vechi pe aici, pentru că asta e... Da, se poate să fie și mai vechi, dar totuși astea nu sunt foarte vechi. Nu, astea sunt de acum, da. Exact, nu, vorbim și mai de este clar că e și vina cetățenilor, ei o au, clar, dar vina primă, știți ce se întâmplă cu primăria? Au obligația să mențină un mediu înconjurător curat, adică și în Constituție. Noi nu suntem condamnați să murim din cauza poluării și să trăim în mizerie și în focarele astea, pentru că de aici vin hepatite, vin fel și fel de boli. Dar nu și mirosul e. Vedeți și mirosul și tot așa. Pături. Tocmai asta și incendieri. Ia uitați, de ce să ia foc pe aici toate astea de la gunoi? De ce? Ei trebuie să mențină un mediu curat, că trebuie să salubrit. Chiar dacă cetățeanul a aruncat, primăria trebuie să vină să facă curățenii. La prins, la sancționat, sunt nicio formă așa. Discuit ar... Ar să mai întâmplă data viitoare să fii. Sigur de aspectul ăsta când o fi sancționat. Păi vedeți? Poate găsiți vreo adresă. Ar fi bine să găsiți și vreo adresă. O factură, da. Ce? Aia ce fie acolo? Ia. Ia asta. De exemplu. Ce asta?
certificat de conformitate România, nu știu ce. Ia să vedem. Are vreo curlet. Ia uitați, de la o societate comercială, poate o cunoașteți dumneavoastră, că după raza teritorială de aici. Ia uitați factura. Ia să vedem. Cum a ajuns factura asta aici? Ia uitați, exact domnul de acolo, de la Nicolae, ăsta care mi-a spus dumneavoastră. Domnul care a fugit. Domnul care a fugit de la cu bicicleta, așa, domnule. Nu, eu nu l-am speriat, el zugrăvea. Numai că a fost sunat de la primărie în timp ce eu așteptam poliția, el a fost sunat. Băi, dă-i drumul de acolo că nu-i de bine. Înțelegi? Și a plecat omul. L-am întrebat, unde te duci, mă, omule, stai aici la treabă. Dar de ce toată lumea fuge de tine? Că tu ce faci, faci un lucru bun. Dacă ar fi toată lumea să avem așa ca paia, să nu mai aruncăm gunoaiele astea. Dar auziți, acum sincer, ei că au aruncat, dar omul ăsta că a discuit, ia uitat ce frumos a semănat, a pus aici lucernă, a pus ovăz, a pus grâu, a pus, ia uitați, e agricultor, o să vină și la el, la societatea lui să lăuda că e mare agricultor, o să-și ia și el amenzi acolo. O fi? Nu, o să-și ia, vă spun eu, trimite-mi și acolo să-l mai trezească puțin la realitate, că mi-a vorbit așa, mai avea puțin să mă ia la bătaie. Da. Bun, haideți să mergem la primărie și cu asta nu vă mai deranjez cu nimic. Înainte să carte de identitate, primărie, te rog mult de tot, sigur, să ne dai vreau și o carte de identitate. Tot ceea ce am spus, vreau să tomim un proces verbal pe care vreau să-l semnez, ca martor sau ca ce vreți dumneavoastră. Da. Și după care am plecat. Nu vă mai rețin. Cu destinație? Băi, mai sunt și alții pe listă, înțelegeți? Haideți la primărie acolo. Păi, da, ce să fac, să plâng acum, Păi, da. Cu poliția am rezolvat întotdeauna orice problemă. Trăiască poliția română. Avem nevoie de polițiști pregătiți, hotărâți. Da? Cartea de identitate, că buletinul. Așa. Haideți. Da. Tata, de vreau să luați conde ca să o filmați, o atașați la dosar și dosarul de valoare de risc, că ei nu au. Vicele zice că are, ca la Alba Neagră, dar ei n-au nici măcar gratii. Monitorizarea video, nimic. Ce este aici, atât. Cum să le dea lor dosar? Dacă au dosar fără gratis, fără monitorizare video, vreau să-l contest eu. Da, vreau să-l contest. Sărăna. Ce mai faceți, da? Haideți că am adus poliția. Vedeți că doamna e cu... Vedeți că doamna este cu... Doamna e cu condica, oare la dâns acolo, a luat-o și a băgat-o la ea acolo. Am înțeles. Da, să vă arăt, să filmați, să vedeți pe ce vă. Problema este că... Astea sunt probleme interne ale dumneavoastră. Nu înțeleg, e vorba de delapidare și a văzut în serviciu. Dumneavoastră trebuie să filmați, să constatați personal, să faceți, să consemnați în procesul verbal acest aspect. Și cu asta v-asta, doamna are condica. De azi v-am spus și cine o are, adică să luați să... Da, da. Să nu... Păi cum să nu? Dar ce? Da, dacă nu vă... Și nu condica despre ce este vorba. Adică să o arătați. Da. Da. Nu să vă spună, să vă arate. Să ne pună. A, să vă pună, da. Da, dacă nu înseamnă că... Vă împiedică să vă desfășurați activitatea, adică, înțelegeți, favorizarea infractorului, pentru că sunt unii care nu sunt, astăzi nu sunt și tot așa, știți cum e, ca la Alba Neagră, este, nu este, are, n-are. Domnul primar, m-a chemat poliția, domnul primar, a venit
Da, da. Ia uite, ați văzut cum vorbește cu mine? Stai, bă, că vorbesc. El să crede la stâna aia acolo, unde am fost noi. Nu putem să-i impunem noi, că noi să aibă da, o atitudine. Da, da. O să avem față dumneavoastră? Da, da, sigur, că dumneavoastră aveți o școală. Nu mă trebuie să-l director. A, m-a dus poliția, domnule. M-a dus poliția. Vă era dor de... Are oameni cu comunica de prezență. Și dumneavoastră sunteți în eu nu sunt pentru că am explicat. Astea sunt probleme interne. Da. Dumneavoastră contați, dumnealor vin, le pun la discuție o comunică. Uite, acum îi punem, dumneavoastră cine e? Cine e dumneavoastră? Cum? Cine sunteți, cine sunteți? Ce sunt eu? Da. Până m-am spus oată de m-am venit. Cine ești? Van Bastel? Da, ba, nu sunt maratonatul. La tine formatea aia, pe vremuri, da, ești da, mai mic. Da. Da. Ăsta mă vede din cap nebun, nu fără așa. E, nu, păi și ce trebuie să facem noi de ce fac acum? Dumnealui îi spune că nu este condic actualizat. Și asta nu vă știți de asta. Foarte bine. Dumneavoastră știți foarte bine, dar cine vă condic asta? Cine poate verifica dacă e? În afară de dumneata, să verifică nu, organul constatator, poliția, sigur că nu. Nu, 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 este infracțiunitor de la pedale și-a pus în serviciu. Trebuie, dumneata, am presat că eu, am presat că eu să veni cu plută aici la primăria Dămitare. Păi nu, i-am trebuit pe telefon, uite să-ți spui cu cineva aici, așa. Nu mai mai pe două ori, așa. Arată-le condica la poliție și cu asta, cu asta, ce tot, tot, tot. Condica s-a luat de poliție și am plecat. Dacă nu se alucă împiedici cercetarea... Nu ești în măsură de matate. Nu eu, dar împiedici pădâși că deși trebuie să cercetezi, trebuie să scutate personal. Dacă nu ne pune la dispoziție niciun fel de problemă, o să discutăm și... Nu, dacă nu pune la dispoziție și dumneavoastră ați venit și nu vă pune la dispoziție, eu fac plângeri la toată lumea. Ia uitați-vă. Cum adică să vă pun? Dar ce e casa dânsei? Dom'le, e casa lor aici? Nu este dumneavoastră spus nimic, e casa lor sau a dumneavoastră sau a mea? Era condica pe masă când am intrat. A luat-o și a pitit-o, a băgat-o în sertar la doamnă. Și n-am avut voie să vă... Da, dar s-a arătat la poliție. De-aia am chemat poliția ca să o arate, să o filmeze. Ia spune-mi. Ce meserie e îmbrele, că nu știu. Meserie? De ce? Dar ce, mă închetez dumneata? Ce ești? Nu, procuror? Ce ești? Păi, ia uitați unde era procurorul. În afară că te joci cu telefonul ăla, ce mai știi mă să faci? Munca da, de diară, munca... Dacă era domnul consilier și cu domnul vice aici, eram în doi, mă băteai prima dată. Nu te băteam, că n-am face domn primar. Nu bătea, era agresiv. Nu, dar nu m-a bătut, pentru că... Nu l-ați cunoscut dumneavoastră. Nu l-ați cunoscut dumneavoastră, unde ai ajuns. Unde să sperie că îl păcărei că am făcut bol la steaua? De unde dacă i-am făcut un ce faci cu groapa aia acolo? Hai rău, dar nu treci doi de la mâna la alta, dracu' mai nebunii treci de la mâna. Vă faceți de sal pe n-am, domnul. Păi dacă e prieten. Ia să vedem. Hai prima dată. Chiar dacă e prieten. Păi dacă spargă-o ție telefonul ăla. Ia spargă-ți-mi. Ia să vă vedem. Haideți să mergem în discuția. Vedeți cum spargi, cum astea. Adică el amenință de față cu poliția. Ați văzut? Ați văzut? Mai glumești de bără. Glumești că spart păi trebuie să mă cu pușcat. Păi dar cum ai dat ce faci pe ăla? Ei mă, că ăsta așa te încalcă. Da, dar domnul să vadă lumea ce tot te ascunzi atâta cu... Că îți fac plângi de nu te vezi dacă nu doar. Prezintă domnule la poliția aia. Ia uite-l, vedeți cum ascunde? Haideți să nu te gerăm. Am avut un dialog cu plăcutul acum și acum degerăm. Da, plăcut, dar vedeți că pe mine mă interesează ceea ce spune legea. Bun. Și am văzut ceea ce am văzut, iar ne bag acolo. Ce vrea domnule? Să vă mituiască cu ceva? Sau n-are ce? Cu ce, domnul primar. Păi dar ziceți, cazi din urmă, face cu domnul. Puțin probabil ca să vedeți dumneavoastră un politist mituit. Să vă arate conjica, o filmați. Ne facem un adresă înscrisă, ne pun la dispoziție, dacă nu stau să mă rog să ne arăte ceva. Vedeți după aia poate să completeze. Aveți da, eu am, dar știți ce se întâmplă? Nu au camere. Vedeți asta aici? Aici nu este nicio cameră, nu au nicio monitorizare video în incinta primării. Ceea ce este pus pe stâlp. Nu stă, am încercat odată, nu stăm în adresă să stau să dacă ne pune sau nu ne pune. Mergem. Mai întrebați odată, pe doamnă, ca să știu dacă e fapt pentru favorizarea infractorului. Să știu dacă e fapt, doamne. O să vă fac plângeri pentru favorizarea infractorului. Da, e o infracțiune asta. Care? Asta care se întâmplă aici, condică. Și o să vă fac plângere pentru că v-am solicitat-o și cu poliția de față și nu vreți să o prezentați.
Inclusiv doamnei, inclusiv doamnei care o are setar acolo. Ce spun-o ție? Domnul secretar are un pic de treabă. Nu, domnul, doamnă. Nu, păi nu. La doamna este condicat. Și domnul cunoaște legislația cel mai bine. Și asta vreau să-l întreb dacă ia, noi... Întrebați. La, are un pic de treabă. O secundă, gata, păi nu poate mai stai de vorbă. Păi ce să mai stai? Ce faceți, domnul secretar? A venit poliția să vadă condicat de prezență. Da, a venit, da. Ia uitați-l. Nu, face, nu te domnul da. Secretar. Da. Ia, 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 ia poliția să constate personal dacă acea condică este semnată tot cu fără de poliție. Nu știi că intră în atribuțiile poliției să constate... Pentru că ăsta este dosar penal privind delapidarea și abuzul în serviciu. Spune numărul dosarului penal cu delapidarea. Cum? Și păi nu, că o să-ți dea domnul de la poliție. Așa, există... Când o să se întocmească. Nu există... Și atunci numărul păi nu, plângerea o să o fac nu, eu după ce o să filmeze. Dar dumneavoastră ce pregătire păi nu, că dumneavoastră acum vă sustrageți de la... Domnule, eu nu mă ce? Sustrag de nicăieri. Păi eu da, pe de ce nu prezentați? Și am niște atribuții de neprimit. Ce atribuții? Și n-am atribuții? Tu cum asta arată? Dumneata cine ești dumneata? Un cetățean, ce trebuie să fii? Ce trebuie să vină, că să fiu vreun mare procuror? Dove, cine ești dumneata? Cine sunt dumneata? Cine ești dumneata? Am spus-o la tine. Mă numesc din Surobe Gabriel. Am spus, i-am spus și doamne și dumneata. Dumneata vorbești când la telefon, când cu urechii stai și asta, când cu urechii... Băi, și dumneavoastră ce faceam cu telefonul? Te filmez, pă, da, păi, foarte bine, filmez. Și eu am voie să vorbesc la telefon în interes de serviciu. Da, doamne, eu n-am venit ca să-ți reproșez că de ce vorbești, că de ce păi, nu vorbești. Păi, dar asta spus și până acum. Nu. Nu, nu. Pentru că m-am prezentat când am venit la dumneavoastră acolo. Haideți să dirigem discuția. Trebuia să vorbeați la telefon, sub motivul ăsta, nu sub altă chestie. Aici, la noi, în post de poliție, e interesit să filmarea în postul de poliție. Aici avem voie. Aici avem voie. Aici primării, doamne, nu e azi mica asta dumneavoastră. La dumneavoastră acasă, stai știi că suntem acolo. Haideți că dirigem discuția. Dacă ne auziți, mergem, facem un document. Nu rămâne satisfăcut. Nu stăm să ne... Deci, sau ceva. Deci vă solicit în mod expres să cereți doamnei... Dacă nu ne-am pus la dispoziție... Referența acestea acolo, condica. Dacă nu ne-am pus la dispoziție, nici fel de problemă... Okay. Ne... Plângeri pentru favorizarea infractorului. Nici fel de problemă... Și altceva. Vreau ca să verifice dacă dețin dosar de valoare de risc, pentru că nu are. Da, acum scriem procesul, îmi dați să semnez, da, și prindeți și chestia asta, pentru că mai mult ca sigur nu are. Ia zi, boierule. Ce marfa e? Ce ai pățit? A, nimic, ce marfa e? Ce faci? Ai închis aici? Nu, nu. Dar ce e aici? Hă? Ce e aici? Ce e, magazin? Și ai închis, ia. Hă? Ai închis? Nu, e închis, cred. Închis, cred. Da, da, vin, nu. Am vrut să văd dacă s-a întors domnul aici. Nu, nu, nu. Ia uita, s-a întors și a pus gratile. Ați văzut când am venit, noi nu erau gratile puse. Acum l-a închis definitiv. Deci s-a întors și a pus gratile. Uite. Da. Vedeți? A pus gratile. Da, da, da. Acum. Ia uita, zice, nu aruncă chiștoace. Nu aruncă chiștoace. Nu arunca chiștoace. Și el arunca cu noi acolo. El arunca cu noi acolo, la unde erau lângă râu acolo. Da, incendieri, gunoi, da, el le aruncă acolo. Dar zice să n-arunci pe jos chiștoace aici. Vă dați seama cât e de ecologist omul. Da. Presupun că... Ce face? Dacă ești invitatul meu da. Post de poliție, corect. Închidem telefoanele, da? Da, le închidem un post. Aici în curte putem să... Deci nu vreau să avem probleme să ne... Filmăm. Să rămână prietenia în continuare. Da, în continuare, da. Aole, dar ce rău o duceți pe aici. Ăsta pare că e dezafectat. Zic, pare că e o clădire dezafectată asta. Nu cred că e dezafectat, da? E postul nostru de desfășurma activitate. Da, cu cablu. Bun, cu rugăminte la dumneavoastră, da, gata. Îl închide, acum, da? Acum l-am închis direct. Ați închis? Ați închis sau? Da. A, vreau și eu apă. Păi nu, că
Pe unde? Și pe unde s-o iau? A fost anunțat și ăștia. Am închis, vine, vedeți? Deci deschis, dar s-a închis cu cheia. Păi e deschis, doamnă, pe afară. E deschis pe afară, zic asta. Nu e deschis. Cum să fie pe afară deschis? Păi noi, uite, nu-s gratele astea. Păi e grilajul. Nu dai și mie o apă, un suc? Păi nu e cine trebuie atunci. Nu e cine trebuie. Dar nu erați dumneavoastră înăuntru cu domnul? Care i-ați dat să bea? Uite. Funcționează, mă, frate, ca bar, ca tot ce vrei. Nu că... Nu-i ce ne trebuie. Deci, ei au fost anunțați toți aici. Uite. Ce să fim, frate, că e ceasul 12. Program. Nimic. Deci, au fost anunțați. Uite. Magazin mixt. Și magazin, și bar. Nu-i cine trebuie. Ia uite ce am ajuns. Să închidem magazinele pe unde ajung. Că nu-i cine trebuie, exact ca și în partea cealaltă. Dă-i în parte, dă-i! Dați-mi și mie, vă rog, apă plată, la jumătate. Dați-mi una mai rece, așa. Mamă, ce carpete aici. Ce căldură. Dați-mi mineral. Ce au și băi ce-am, marfa, pe jos. Dați-mi și două țigări. Da. Cât este? Ce țigări? De care vreți. Când ca doctorii. Da. Numai doctorii fumează de asta. Ce să vă dau? Așa? A, luați-i pe ăștia. Așa, și mi-i dați pe ăsta înapoi. Uite cum faci noi treaba. Ce, vă e cald, da? Cred că sunt 50 de grade aici, dumneavoastră. Faceți curat? Mai șterlau de asta, că se pune și praf și muște. Ah, și... muște, da, văd că muștii sunt destule. Da. Muște. Auziți, dar marfa asta cum stă în căldura asta aici, adică nu le doare și pe ele, știu eu, conservele alea sau ce mai avea, cornuri, patiserii, ia uite, marfa pe jos, peste tot. Interioare, uite, amestecate astea aici cu lactate, cu
De astea. No, jumate, jumate, un geam între ele. Geam? Gemurețul ăsta, aceea, da. Acolo nu mai e. Nu mai e, nu mai e la acolo, micuță, atâta. E numai la acolo, micuță, acolo, atâta, poate nu mai e. Oh, ce. Pe jos, pe jos. Oh, bananele, la câtă căldură. Bananele astea le mai vinde sau? Eu, cheg. Chegul la 70 de grade. Ia uite, s-a mâiat chegul ăsta, i-a ieșit zahărul din el. Ia uite voi, săracii ardei cum s-au. S-au cofleșit ardei. S-au cofleșit ardei, mă. De la ta căldură. Aici? Ia uite. Mamă, mamă, ce corn. Toate țipă de durere. Toate țipă de durere produsele astea. Dați-mi și mie un bon. Un bon de ăla, de la casa, de marcas. Că nu obișnuit să da și bon. Da, dați, da, da. A, mie nu mi-ați dat de exemplu. Nu m-ați cunoscut. Cred că dați numai la cunoscuți. Salterează, Doamne, toate produsele astea. Ia uita și acolo, căldură, acolo nu-i nimic. E o carpetă cu perete. Doamne, Doamne, Doamne. Nu știu, dar nu v-a văzut nimeni până acum, adică... Eu sunt vânzătoare. Așa mi-a făcut condiții... Da, dar dumneavoastră, ca și vânzătoare, ați făcut normele alea privind... Eu nu igiena și normele sanitare și asta. Păi nu, că trebuia să aveți echipament, de asta vă întreb, că e cu somn, cu... De asta, că nu știu dacă le-ați făcut, dar dacă nu ați spus că le-ați făcut, da. Le-ați făcut. Bun fiscal, 14. Păi, 14 inși am văzut numai eu, cât am stat aceea, cât am stat afară, că sunt și afară la băute. Păi, e de rebe. Mi-ați dat la apă, da. 2,50 lei. Apă, apă, da. Și la țigări? Nu-mi dați, bun. Da, da și la țigări, dar dați și la țigări. Țigările nu prea le dăm pe... Cum? Țigările, zic. La bucată nu prea le dăm așa. Mm. Nu la pachet. Bine, mi-ați dat la bucată, adică ați încurajat fumatul meu asta, înțelegeți? Legea aia 15... Păi rămân acolo, e pe o bere. Hai că după mă fie o bere de aia, da? Da, da. De asta zic, ce facem cu... Mai îmi dați pe țigări sau? Da. Dați și pe țigări? Ia dați, doamne, și pe țigări. Uite când dați și pe țigări acum. Auzi-te ăștia pe aici, pe la magazinile astea, de ce au închis, de ce au închis toți? Păi dumneavoastră nu v-a anunțat de la primărie? V-a anunțat sau nu v-a anunțat? Ia uite, vă dă și bol, vedeți? V-a și speriat. Da. Nu, dar acum, asta vă întreb, am zis. Aveți grup sanitar, tot, că lumea bea afară ca la nuntă. Zic, pe dumneavoastră nu v-a anunțat nimeni, nu? Vedeți, numai dușmani. Aici a închis, aici a închis la 3 magazine. Era o cucoană care stă și mă urmărește, mai sunt cu încă 2 acolo, îmbrăcată în negru. O să mă duc acum să vedem. Unde e cucoană? N-ați văzut în stânga aici că mai sunt magazine? Ei au închis toți acolo. Și vis-a-vis aici, au închis și în partea, deci au închis toți, numai dumneavoastră ați rămas deschis. E, ori avea ceva cu dumneavoastră. Da, dușmanii, dușmanii. Da, bine, doamnă. Stați liniștită că... Stați bine, dar am bolnăvit populația din ce văd eu aici. Adică... Ia uite, faceți și reclamă, totul mai ieftin ca la Profi. Mamă, mamă, deci aveți concurență cu Profiul ăsta. Ăia la Profi le țin în... aer condiționat, au prețuri mai scumpe, dumneavoastră aveți mai ieftin, da. Și le țiți în condiții. Asta să știți că așa este, la preț. Conformitate cu... igiena sanitar veterinară... Ziceți că nu v-a vizitat nimeni până acum, nu? De la partea instituțiilor, nu altceva. Nu, au vizitat să știți că la noi, noi niciodată n-am închis.
când a venit controlul. Dar n-aveți dosar de valoare, n-aveți camere, n-aveți nimic aici, e evaziune totală, adică nu are cum să vă deranjeze cineva. Și v-a dat amenzi și au plecat, ce au spus, băi, am rezolvat-o. Da. Da, doamnă, stați liniștită că ori să mai vină, dacă au mai fost, o să mai vină. Nu sunt nimic, un client, mi-ați văzut, am cumpărat o apă și mi-a dat și țigările. Dar nu mi-ați mai dat bon la țigări. Nu, dați-mi bon la țigări. Păi ce treaba am eu cu omul ăla care a cumpărat bere? Dați-mi bon la țigări, că vă lăudați când dați bon la țigări. Cum să nu-mi dați bon? Două țigări am luat. Uitam ce era mai important. Aoleu. Ia să vedem, mă, frate. Am trăit să văd și pe asta. Bună țigări. Ba da, de asta zic, bună ziua. Pepsi aveți, doamnă, la ciob, la sticlă răsită? Cum să nu, are tot ce vrei, doamnă, aici. Tot ce vrei, ți-a luat. Ce scrie, doamnă? Palmal? Palmal, da. Palmal, două bucăți. Ia uite, bă. Da, 2,50 lei. Uite, mă. Uite, palmal, două bucăți, așa ceva, am trăit să vă și pe asta. Nu mai doamnă, gata. Dacă am văzut-o și pe asta, le-am văzut pe toate. Sănătate, să rămână, să nu uitați să mai, da? Vedeți că vă dă bun, doamnă, de la casă, de la casă. Da, au ce aici, mă. Unde e vecea om, uite, că fac pe mine, mai. A, e acolo? Aici am fund, da. Am fund? Da. E în fund vecea. Da, uite. În fund aici, nu? Ia uite, ce civilizație. Ce civilizație. Aceea să intră pe aici, a? Ia mă, DSP-ul, ia mă, faci și tu. O, unde aceea-i WC-ul? Ia uite unde era WC-ul, mă, frate. Aici. Da, aici, că acolo nu mai e nimic. Nu-i decât zbărării. Deci WC-ul aceea este, da? Pentru ca să vadă lumea, unde se duce lumea aia de la oamenii aia care sunt la colț. Aceea vine aceea, la colțul casei. Da. Apa... De la ploaie, dacă plouă, să igienizează singur. Unde spuneați că e WC-ul acolo, alea la colțul ăla? Nu, v-am zis pe poarta aia, așa, în fund. Păi zbălării acolo, în fund unde? În fund acolo, unde e Dudol. A, unde, la colț, unde e gardul ăla? Nu la colț, deci pe aici, pe poarta asta. Am văzut că e și aceea la stânga și de asta, am văzut că... Bine, popișare, pe unde, nu e problemă. A, deci merg înainte, ia să vedem doar. După nu cu ăla. Aha. Iată mă, că e amenajat aici grup sanitar, mă. Păi da, grup sanitar, autorizat. A, dar nu, că ăsta nu e, că nu ai cum să, cum să intru pe aici, cum plăcile astea. Nu mă, frate, astea-s povești aici, ce? Astea-s povești, lumea se duce acolo, la colț. N-ai ce treabă cu... Uite. Aici se duce lumea, că n-ai cum să intri prin bălăriile astea. Sau dacă ai, e pericol ce e acolo. Nu, am făcut ca să trimit la DSP să-i premieze. Cu pensia cum stați? V-a mărit? Ce să mărit? Păi cum? V-a mărit? V-ați dublat? A ieșit tu iar PSD-ul? După ce murim. Dragnea. Ar fi bine să era bine. Nu le-am cu politica, da, eu sunt un țărar nenorocit. Nu, cum să fie? Da, ia uite la mine. A. Ca PSD-ul n-a fost alt partid mai bun. Așa e. Bă, că eu știu mărești, că mărea pensiile și bă, le mărești. Bă, mărea, uite, da. De la ajutoarele astea care suntem nenorociți. De asta e mă ta acum... Păi dacă nu pot să merg, eu sunt bătrân, trebuie să fiu o loc. Dar drumurile nu prea sunt asfaltate pe aici.
canalizare nu prea aveți, gaze nu prea aveți. Ai gaz, dar nu. Apa clocită în general, că nu știu, dar e bună, nu? E bun, dar n-au toți apă în toate satele. Au ce, numai câteva. Și să ne bage gaze, nu. Și satele astea, Dodu. A, deci au tot, așa, apa e bună. Și Beciu. Aha. Dar cine bagă nouă gaze? Gaze? Gaze, nu era oraș, nu are gaze. Da, gaze la... Care, bă, că e? Are gaze la stomac, știi el pe ce. Gaze la stomac, da, nu. Asta e vorbe de... Da, da, da. Dar ca apă fără canalizare, uite, uite, uite apa cum se scurge pe aici, uite, uite, uite. Unde se duce apa asta? Se poluează, uite, uite, de aici, de la, se duce direct de la banta aia acolo, unde pe din lumea pește. Acolo să duc vidajele, am văzut acolo să duc. Da, da. I-am văzut eu cum. În baltă nu. El era lângă, da, lângă, tot în hai, mea să spun. Hai, hai, să vorbim și ei. Hai, mă, ne, Ione, lasă-ne în pace să vorbim, dar nu te vorbește. Bă, mă, lași. Bă, unde să duce apa asta? În baltă să duc. Păi, dai, păi, mă, băi, tu ce spui? Am greșit că i-a spus. Păi, da, în baltă, nu m-am spus. În baltă. Ia, uite, te ne oprem. Dacă se duce, se duce, nu se ducă. Dacă vine doar tante mea. Bine, bine că cât ai pensia? 22. Cât ai? 22? Da. Unde ai muncit? La combinatul chimic. A, de-aia ai 22. Da. Dacă muncit la CAP, aveai mai puțin. Dacă nu era Partidul Comunist, jumatea țara era moartă. Da, jumatea țara era... Nu sunt comunist. Ce nu sunt. Să trăiți. Nu, vorbeam despre PSD-ul ăsta, că numai lucruri bune a făcut în România. A făcut, a făcut. Da, și face, și face. Da, acum ai Ciolacul este... Mine, să-l votați. Poți să mă bat, bate-mă. Da, da, da. Nu mă las, că nu pot să... Să-l votați pe Ciolacul, că în Buzău a falimentat o fabrică, un prieten de-a lui de acolo. Auzi, da, s-a împrietenit cu unul după la... Care ține cu ai lui. Nici eu nu sunt cu PSD-ul, că nu sunt... S-a împrietenit cu unul de la Nehoie și fabrica aia din mobil a dispărut. Da, da, toți sunt numai oameni. Hai, sănătate, spor la băute. Da, tată, da, da. Uite, ceea ce spuneam, că au închis. Bine, mașina asta mă urmărește permanent, asta neagră. Magazinele astea au închis. Uite, eu am vrut, de exemplu, să vin aici prima dată și a închis, da? A închis. A lăsat lada, a lăsat tot. Uite, a pus lacătul și a închis. Și mai sunt încă 2-3 magazine în față, la fel, aceeași poveste. Aceeași boală. A închis. Apa, deci a închis, da? M-a văzut că, da, știi, a fost anunțat. Uite apa. Apa poluare. Da, deci închis cu tot. Cu tot cu prăvării. Uite. La ora 12. I-a fost anunțat. În afară de doamna de acolo care n-a mai avut săraca. Uite. A închis tot. A fost anunțat de la primărie.